Neața, boys, astăzi o să filmăm 10.000 de calorii challenge. O să încerc să mănânc 10.000 de calorii și nu o să încerc să fac niciun trick, nimic. Am o aplicație, se numește MyFitnessPal, o să bag fiecare lucru, fiecare mică calorie care se poate o bag aici și sper că în 24 de ore o să mănânc 10.000 de calorii și nu cu fake-uri, cu un borcan de castraveți și chestii de genul ăla. Bun, înainte să începem vreau să extragem câștigătorul giveaway-ului de săptămâna trecută. Comment picker. Include replies, nu fil. Hai să vedem legendă, bun. Sunteți gata, da. Și acum apăsăm start. Bom. Bom. Am văzut. BFK Scissorman. Asta știu că ai asta. Luase comenturile alea. Salutul și fata de la... Da, trebuie să vă lasă. Respect. În comentul. Salut, omule. Reply. Aproape, bă. Ești câștigător. Da, ești chiar sub el. Giveaway-ul. Deci, boys and girls, mergem până la McDonald's, o să începem meal-ul frumos, o să începem ziua frumos cu două, cred că o să numesc double sausage egg muffin, pentru că până la ora 12 au numai breakfast. Voiam să bag niște burger, să băgăm niște calorii repede dimineață, în fine, deci o să mergem la McDonald's, boom. Dar ce vreau să spun, vreau să îmi lăsați pe Discord, o să fac undeva, o să fac un canal unde să îmi lăsați combinații ciudate de mâncare pe care doar voi le mâncați sau foarte puțin oameni le mănâncă pentru clipul de săptămâna viitoare. Și toată lumea are o mâncare care lor li se, care le place, dar li se pare foarte, foarte ciudată. Toată lumea, o să vă dau un exemplu. Eu, de exemplu, când mama făcea omletă, da? Și amestecau respectiv, îmi plăcea să iau pâine și să bag așa nouă la crud să mănânc. Asta e una. A doua, iar îmi plăcea să fac cartofi prăjiți, aruncam niște margarină pe ei și cu vegeta. Poate să fie tot felul de mâncări uciate, nu știu, cum sunt cartofii cu milkshake, orice. O să fac, o să vezi, las Discord în descriere, Discordul nou respectabil, și o să fie un canal special unde să lăsați combinații ciudate de mâncare să filmăm săptămâna viitoare. Și nu uitați de giveaway, like și subscribe și lăsați un coment down below. Să ai șansa să câștigi 10 euro. Am ajuns înapoi, boys. Să vedem ce am luat aici. Nu știu de ce, cred că nu mi-au pus tot ce am comandat. Să vedem. Bun. Primul lucru. Un double sausage egg muffin. Două hash brown. Aia, trebuie să iau trei hash brown, ce fraier. Încă un double egg muffin, deci am două hash brown. Și am luat la doamna, deci nu un flat bread. Asta pentru ea, nu-l calculăm. Ah, și avem un coke aici. Și în rest, vreo trei barbecue sauces, da? Caloriile sunt felul următor. O să pun acum o poză că am băut o cafea la 8:30, am făcut poză cu date and time pe Google să vedeți că nu mint cu cafeaua când m-am trezit. Am făcut un duș și acum am fost la McDonald's. Și am luat în felul următor. Avem un regular coke. Scrie aici, McDonald's regular coke, 230 de calorii. Hash brown, 2 hash brown, bum, 272 de calorii și 2 double egg McMuffin asta, double sausage McMuffin, vi-l și arăt, 1130 de calorii, bum, 2 din astea. Momentan suntem la 1819 calorii și 10 dimineața. Trebuie să încep un pic mai devreme ca să gat tot astăzi. Sper să nu trească să mânc și mâine dimineață că-s 24 de ore, dar 99% o să încerc să îl gat challenge-ul astăzi. Să încerc. Și n-am pus barbecue. Sosul ăsta, stai să vedem, scrie calorile pe ăsta. 25 de mililitri, Ula, nu scrie. Ia să vedem. Dacă îl căutăm pe aplicația asta, pentru că, bineînțeles, asta, bum, bum, bum. Deci, McDonald's, barbecue.
25.000. Oi, 40 de calorii. Dacă nu puneam ăsta, fii atent, am 3 barbecue sauce și asta o să le mănânc. Am 4 chiar, fiți atent, am 4 barbecue sauce. Asta e, eu sunt nebun după barbecue. Uite, am 4 barbecue sauce și o să vă arăt tot frumos. Am 4. Imaginați-vă dacă nu puneam astea 4, pun 4, că le mănânc pe toate. Dacă nu puneam astea 4 barbecue, încă 160 de calorii, suntem la 1979 de calorii acum. Hai să începem să mâncăm. Asta a fost meniul, boys, de la McDonald's de dimineață, cât am zis că am, undeva la 1979 de calorii, 2000 de calorii aproape, după ce termin sucul ăsta și ca să completăm, ca să creștem în calorii. Deci mai aduc niște, cred că o să mănânc două, una o băgăm înapoi și o băgăm pe aplicație, două servings, una, asta înseamnă un baton. Serving size 30 de miligrame și noi băgăm două batoane, da? Două batoane și încă și puteți vedea că scrie pe el cum se focusează. 32 de grame are unul, două batoane, mai băgăm încă la diary, încă 300 de calorii, easy, și avem 2280, easy, 3000, încă 300 de calorii cu două batoane. Boys, un mic update, o să schimb mersul giveaway-ului, pentru că toată lumea doar dă click, comment și respect, dă respect. O să pun un cuvânt random, un scris pe ecran, la jumatea clipului, la sfârșit, nu o să știe nimeni. În fiecare clip o să fie super random și cine îmi dă PM cu cuvântul acela pe Discord, primul, o să fie câștigătorul giveaway-ului. Ca așa să aibă cele mai multe șanse... The real boys, dacă știți ce zic. Deci boys, milul 1 a fost undeva la 2300 de calorii. Acum mergem să luăm milul 2 și îi o large pizza și o să beau un kill de Pepsi și niște ketchup pe pizza. Sper să ajungem undeva la 4500-5000 de calorii, aproape la jumătatea challenge-ului. Mai încolo vreau să bag niște gogoși, cred că asta o să bag niște donaturi, să ridic caloriile alea. Și îi, cam ora îi 12... 11.55. Dacă o să gata asta cu mâncarea cu tot cam într-o oră, o să fiu cam bine la jumatea challenge-ului. După aia mai bag în 2000. Hai să mergem să luăm pizza. Milul cu numărul 2, boys, constă în o pizza large cu două borcane de jumătate de kil de Pepsi și cu niște ketchup. O să vă zic macrourile după.
Deci, boys, am stat 10 minute, nici atât 8 minute. Trebuie să gătăm asta. Avem un pahar de cola de băut. Asta o să fie easy. Deci, momentan, avem 4300 de calorii, 4350 de calorii mâncate. Și este ora, să vedeți și voi, să sunem, ora 1. E ora 1 fără 5 pe 20. Acum o să trag un pic de somn și pe aia mai avem 5600 de calorii de mâncat, da? Sperăm că nu trebuie să mâncăm și mâine dimineața la 8 ca să completăm 24 de ore. Să sperăm. Ne auzim în câteva ore. Hai. Deci, boys, m-am trezit, încă mi-e rău, e jale și suntem tot la 4500 de calorii. Trebuie să fug că în 10 minute, așa, că în 10-15 minute închide aici la un supermarket lângă mine, la un... Și trebuie să iau ceva neapărat, să rabatăm niște calorii. Trebuie, vreau să iau niște dulciuri, ceva repede, bam, 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 că e ora, deci ceasul e 4 fără un sfert și la 4 închide. Deci 4 fără un sfert, 4500 de calorii, bum. Trebuie ceva 2000 de calorii, o să-mi iau un milkshake și văd de ce mai găsesc pe acolo, în fine, hai. Ne auzim acasă cu toate cumpărăturile. Pa! Boys, am ajuns acasă, meal-ul cu numărul 3 oarecum, e în felul următor, niște profiterol, o să calculăm direct și pe față caloriile, da? Deci noi eram undeva la 4500 și acum avem aici frumos, dăm screen recording să vedem, să vadă toată lumea. Și am pus așa, da? Și acum avem profiteroale care îs 1068 de calorii. Cu cream bun, astea, că le scanez codurile astea, două donaturi, 560 de calorii, strawberries, 105 calorii și un large milkshake care vine clutch, 850 de calorii. Și o să fim în total la 6930, 7000 de calorii și este ora 4, nu, 4:18 minute, ok, no, hai să începem să mâncăm. Boys și girls, mai am ultima gugoașă și ajung la 7000 de calorii și un pic de shake aici. No. Deci, boys, mai adăugăm un energizant, Monster. Asta e ăla XL, mai mare de jumate, 500 și ceva de mililitri, are vreo 300 de calorii, bum. Și ne îndreptăm către Luton să luăm pe cineva de la aeroport. Și ăsta o să-l bem pe drum. Suntem undeva la 7300 de calorii cu energizantul ăsta. Și am o oră jumate de condus, o să mai conduc o oră jumate înapoi, ce mai probabil o să mai cumpăr unul. Sunt de la 7600 și de seară la 10 o să mai bag un mil să ajungem la 10000 de calorii. Reale, nu fake-uri. Ne auzim mai încolo. Deci, boys, acum am ajuns la Luton, la aeroport. Ne-am oprit înainte să-i luăm pe fras. Am luat o pungă de Walkers. Să avem de ronței până acasă, 175 de grame. Și un Pepsi frumos. Le-am băgat toate pe apă aici. Și Monster-ul. Și tot. Deci, Monster-ul cu Walkers-ul și cu Coca-Cola au fost 1400 de calorii, nu vine să cred. Deci trebuie să le zdrobesc astea și mai am 1400 de calorii. Suntem la 8000
587 de calorii și ora, puteți vedea, ora 9 fără 20 pe 20. Hai să mergem să luăm pe frații de la aeroport, poate ne mai oprim să luăm și un, altceva pe drum, nu știu, dar dacă nu ne auzim acasă cu următorul meal. Boys, ultimul meal, un Big Mac Large Meal, 1400 de calorii, respectabile, și ajungem la totalul de 10.028 de calorii. Și ora este, suntem tot pe 20 septembrie, ora 11 fără un sfert. Deci, boys, challenge-ul gata, am zdrobit 10.000 de calorii. Aici aveți lista cu tot ce am mâncat astăzi. Frumos, respectabil, 10.000 de calorii. O să mai încerc să fac asta vreodată? Probabil nu. Nu uitați, Discord-ul e în descriere, lăsați-mi comentarii cu chestii ciudate pe care voi le mâncați și doar voi le mâncați, sau foarte puțină lume care credeți că știu. Pardon. Asta sunt 10.000 de calorii pe care voi le mâncați, ca eu să le încerc săptămâna viitoare, combinațiile voastre ciudate de mâncare. Și nu uitați de giveaway, like și comment, și bineînțeles trebuie să fii subscriber, și în fiecare sâmbătă ai șansa să câștigi 10 euro. Mulțumesc!